Dragi prieteni din RAC, haideți să vedem la RAC pentru noiembrie, în dragoste între el și ea. Între el și ea la RAC. Haideți să vedem. Ceartă? Sau există doar o relație sexuală? La RAC. Nu este o relație de dragoste cu această persoană. Comunicați bine, vă înțelegeți bine. El va avea, uite, noroc. Între el și ea ceartă la un moment dat, acum, în prezent. În viitor, luați decizii, nu vă despărțiți, aveți un pod care vă unește. Construiți un pod ca să vă uniți și să rămâneți împreună. Dar cu falsitate. El va mai avea și alte femei. Da. Dacă ea este căsătorită, rămâne căsătorită. Această femeie nu se va despărți. Dacă aștepta să se despartă, nu se desparte. El ar vrea să facă ceva vrăj pentru ea sau lui ei sunt făcute vrăj de cineva ca să rămână împreună, ca să rămâneți cu cineva, deci el, lui, cineva lui îi face vrăj ca să rămână cu acea persoană, deci asta la RAC, da? Decizii care o să le luați. În secret. Decizii secrete, decizii pe ascuns. Un drum ascuns. Un drum ascuns. Și relația ascunsă. Există dragoste. Dar numai pe ascuns puteți să vă împliniți această dragoste. Deși văd bucurie, veți fi împreună, veți rămâne împreună, dar deocamdată vă ascundeți de ceva, de cineva. Din cauza problemelor la serviciu, poate să fie o relație la serviciu și să nu aveți voie și să trebuiască să așteptați sau... Dar în scurt timp el va lua decizia la care ea așteaptă, pe care ea o așteaptă și va fi bine. Ea în viitor o văd că poate faceți o călătorie împreună sau va primi vești la care nu se așteaptă, care nu și le imaginează. Dar poate ca ea să aibă o întâlnire de dragoste cu cineva, dar scurt așa doar, aventură, va avea o aventură cu un șef, cu un ex, cu cineva, ea. Va avea o scurtă aventură. El are dragoste, fericire cu cineva și cu ea și cu cineva. Deci aici așa văd, poate fi o relații cu mai multe persoane. Dar el și-a închis norocul această persoană. RAC. De ce vă închideți norocul unii bărbați? Și femei sunt care își închid norocul. Nu numai bărbații. Haideți să vedem de aici niște cărți. Pentru RAC. Ok. Diavolul a ieșit. Înșelătorie. Uite.
aventură. Deci, fiecare mai are aventuri și cu câte altcineva, dar până la urmă rămâneți împreună. Uite, și el are aventură. Sau poate că începeți o relație sau aveți o relație cu cineva la care credeți, a, e numai aventură, numai acum pentru puțin timp și după aceea termin. Dar nu, nu, nu va fi așa. Veți rămâne cu această persoană împreună. Veți rămâne. Chiar dacă mai călcați strâmb și dumneavoastră și acea persoană, veți rămâne împreună. Eu asta văd. Așa. Cam asta a fost pentru RAC. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.